scopul. Ca să faci chestia acum... să intri tu, să pula mea, să mă poți să-i bată. Stai, acum să fac Media Tool pentru Create Windows Installation Media, pardon. Și stai să vedem cu ce tastă la Lenovo. Ți-am zis, man, asta e secretul, trebuie să... Mulțumesc, da. Altceva, nimic. Menu. Key. Cred că e F2. F12. F12, e la fel ca la mine. Rapidly and repeatedly the Lenovo logging during boot up to open Windows Boot Manager. Fotos morață, mate. F12, stai să vezi. Deci cam ce laptop și-a luat nevastă-mea sau i-am luat nevastă-mea, ca să zic așa. Mi-a zis Florin, o să pici nevasta pe laptop, pe calculatorul tău. Păi depinde, dacă ți-a dat vreo torpilă de aia de câteva mii de lire. Nu, e chiar mii de lire, dar are un RTX 2060. Un Ryzen 5. Florin l-a găsit. A, nu, că știe aici din punctul ăsta de vedere, nu. Dar au fost cam 1000 de lire și... Gândește-te ce calculatorul se făceai relativ cu 1000 de lire. Dar de ce să mai fac inimărea, că doar... Na, am vândut itemele din Lineage aseară și eram tare bucuros. Mi-a trimis banii prin Western Union, să nu acceptați niciodată bani prin Western Union în pula mea. Niciodată. Din Statele Unite. Mi-au făcut ăștia conversia de la dolari la euro, curata lor de schimb. De 0,7. Te-a descălțat-o? M-a nenorocit. Alo, Andy! Salut, boss. M-a ajutat Jason. Ai cumpărat? Dacă mă întreb dacă mi s-a strâns inima și sunt nervos, da, răspunsul este da. Da, ești mai sărac cu 46-43 de milioane sau? 50, ca să fii curat. Am înțeles. Și? Și, este vorba la români. Morții cu morții și vii cu vii. Eu o să mă duc... Eu o să mă duc jos, man. Pula mea. Te descurci? Sclavule, păi da... Era să-mi strici una, nu mi-am dat seama cum atacă că... Că... Ah, stai că mi-l logește. Cum stă? Te-ai uitat la temperatură un pic? Pare eu. Acum încerc să instalez Windows-ul, bro. Cu temperatura, mă, să-i fut. Păi acum, mamă, nici nu pot să formatez ăsta, man. Trebuie să-l fac exFAT? Da, nu. Ba da, nu mă lasă. Ba nu, nici așa nu mă lasă. Ce am făcut, mă, băga mea și pula? Cu aia nu trebuie să faci. Reușești să te aperi skinii singur aici? Cred că da. Cu ce-ți mai iese și cu Rahat? Da. Vezi că au Dark Archon, o să-ți dea mind control la... Pula mea că fac mai multe, nu e o problemă. Da, păi nu, că-s nebune ai. Oh, aici am un zerg care cred că e nedezvoltat. M-am lucrat sigur. Dacă aș face un bait frumos... Da, e nedezvoltat asta. Fii atent că iese repede, sau de repede enemy, nu știu cât... Bam. Ejected. Am avut volan, deci ca să vezi. Dacă vrei, du-te, vin aici, man. M-a dat afară Protossul, da, am văzut-o. Ia aici. Ia uite-l pe ăsta, băi, are mutale aici, de bun. Mă, te-ai futut de mic. Ulu. Mamă, e futută măgăreața rău de tot. Cu gagiu. What the fuck? Coaie, mi-a dat mind control de unde, coaie? De unde, coaie, mi-a dat mind control? Că nu înțeleg. Ce, la versiunea aia cu 2060 cu Ryzen 7 4800H, nu? Corect, da. Mai scop acolo. Acum nu pot să fac un stick pentru Windows, pentru că m-am gândit eu să folosesc disk part și l-am făcut GPT. Și nu mi-l recunoaște nici în Windows acum. Nu-l vede că are 59 de giga și el e de 1 tera. Nu, de 500 de giga. Ba nu, e de 1 tera asta. Trebuie să mai aștept puțin să-mi fac update-urile la astea, că la galben e belită pula cu el. Părin, cum poți să fac revert la GPT?
Revert la GPT. A, pentru Windows, tu nu poți să instalezi da. Windows, mă? Da, 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 da. Păi, ce pași ai făcut tu? Stai așa. GPT, nu ți lasă, știu că am pățit-o și eu. Command prompt. Da, 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 i-am dat. Clean, acum îi dau. Converting. Windows Disk Management, dar nu te lasă. F12 va așa, select Windows DVD așa, from Windows Shift plus F10. Deci, mi arată, acum am probleme cu USB-ul, cu flash-ul. Deci, mi-l arată, nici măcar nu îl recunoaște în Windows. A, stick-ul, tu zici? Stick-ul, tati, da. Și stick de 500 de giga. Da, păi de-aia e prea mare. Ai un stick mai mic de 8 giga, 16 giga. Și de ce m-am mai luat eu stick? Aba, nu, man, e de 64 de giga. A, păi e corect, man, într-adevăr. A, băga mea, aș... De ce aveam impresia că ăsta este de 1 tera? Nu, man, e de 64 de giga, e ok. Mamă, vezi că o sinucidă aia din stânga tot în tine, man. Hai mai jos un pic, oameni. Hai că vedem. Băi, dar mai du-te să-ți iau familia la pula. Dar ce-mi dă ăla, măi, ce-mi dă ăla consum la astea cu aia, nu crezi? Zergul la galben. I-am bătut cromă de unități. Bă, dar mai dut. Ia uitați-vă, bă, ce. Ia uite-mă, mi-a dat. Da, da, păi de continuu. Și mie mi-a dat. Mamă, uite și tu ce-mi face ăsta. Ia uite. Bă, du-te în gâtul mătii cu
pișați mătii de că, ca toboți. Mamă, uite, atacă și baza cu aia, deci nu i-au ajuns la zirgul ăsta cu aia. Sunt mai satur de pulă. Nu mai e nav în bază, nu? A, ai câteva, ai putea să colea. Ba da. Ai putea să zic că n-are mulți, are doi scuipători din aia, știi? Și un repar, un Battlecruiser. A, vezi că vine sus cu mulți suicigași la tine. Uite-l, cu ajuns cu suicigașii aia, ia și... Ok, deci am pierdut brigada 1, să zic așa. Da, poli. Ai StarCraft 2 instalat? Nu cred că-l mai am. Ia zi, unde e? Da, jos. Uite ce ne chinuim, skinny, nu vine să crede deja, mă. Ah, pare Hell Hydra, mă. Mamă, dar ce muie ora la mea. Poți să-mi repar și mie cruzerile astea? Nu prea. Că se duce gazul. Păi dar nu, că dai minereul folosești când repari. Nu dai și gaz? Nu. Ok. Eu așa știu. Da, nu, ca să mă duc să-l scot pe ăla albastru. Că m-a făcut în pizdă. Rău. Dar rău de tot. Mamă, dar e ăla? Deci sunt ăia doi coaie în ce hal joacă. Deci mi logo la galben cu ăla alalt. Băi, coaie, nu crezi? Salut, mă. Hai, ți-a reparat una, avea 60. Ui, vezi că atacă aici cu suicigașii. Unde ți-l repare. Da, nu, nu-i panică, man, că nu. Păi... Dacă-s pe hold position și ai upgrade-ul la maxim, n-ai probleme. Înțelegi? Le dă, îi omoară până să ajungă la ei. Mhm. Înțeles. Duc să-mi le ejaculez pe ăsta de jos, că... Uite, mă, știu. Bă, dar ce? Mie mi l-au distrus Battlecruiser-ul, mânca mea e pula. Băi, coaie miliada, miliade... Dar cu ce milia coaie, miliade pe hartă, fără să fie nimic lângă mine, man? E aurici bat, mare, e roșii mare. Fuck, man. Băga mea și pula pe morții lor. Uite-l, mă, uite-l, mă, futur, sunt morții, mă. Ăla-i, ăla-i. Ce-ar, ce puțin HP. Vezi că atacă aici cu mutaliști. Și atacă și cu navă de-a ta. Da? Pulă, termină. Eu am 6 din astea care te repară, să știi, adică... Termină, pulă, că nu crezi așa. Marș, mă, du-te, morții, mă, tine. Uite-l, mă, pula galben unde era, mamă, s-a dus la galben pe toată hartă. Dacă-i zierg. Unde-ți duc cel băiat? Hai mă că atacă în sfârșit și ăla m-a rupt și am mai și postul lângă sufletul lui. Consumă și gaz, by the way, reparatul ăsta. Că n-avea sens să-l consum. Bă, eu știu că mi-am dat... Hai, da? Zic eu, okay, dar m-am uitat. Ok, oprește-te, oprește-te, păi gata, nu, gata. Le-am făcut de acum, vezi? Stai așa, că ți-l făceam. Stai că aproape era, aveai 3 pe roșu cu aici și verzi complet acum, adică... Mai eu. Da, păi una se repară acum, avea 300 și un pic să fac la 500. A, e ok, e ok, nu mai da skin. Că oricum și eu cu gazul, să știi că sunt la pământ, dar bine, eu am oprit o daia pentru tine, dacă... Nu, no, e ok, poți să pui la loc. Vii sau nu vii până la urmă, ca să știu nu, ce... Nu, mă, dar n-am de ce să mă înghesui acolo. Gata, mă. Vezi că s-a reparat pe astea, așa că mai am și eu 5. Mi-am mai construit și eu 5 de astea. Nu, no, e una, dacă poți să o repar, uite pe asta de aici. Asta. Acum, dacă o da, asta, eu am încercat să le clicuiesc și nu, e greu. Da, că alealalte sunt ok, tălâncă la mea, că nu e pania. A, dar stai, că eu am vrut să fac ceva. Hai că să am 6 dintre astea, nu 5. Bun. Dar teranul ăla nostru nu prea vrea să iasă din bază, măcar o rezista și un curit. Care e mă, la maro? Da, a, mers, nu. Putu-i pe ăla cotir, că eu mai uit. Ue, vezi că, ai pierdut una. Da? Da, s-o sinucizi direct, adică nu cer. Da, mă. Hai că atacăm pe două. Nu, adică ia stai, mă, așa, nu. Îi chem pe toți aici. Hai că am și eu 6, vin și eu din urmă cu 6 bucăți. Am și eu Yamato.
supply is in a bad way after the diet. Ia uite, l-o dat, doamne, așa de tu i-a mă tocai? Da, mă, nu păr în toate deodată. Uite că aici am dat 6 jos pe căca... pe căcatul ăsta de bază care e la tier 3 și ne-am murit, mă. Amândoi puterea, nu? I-am bătut și cea din ori. I-am bătut astea vreo 7 overlord cu aia, i-am găsit. Opa, opa. Caterin, câți iergu, frate, că furi un... cum se cheamă? Furi un lucrător, știi, de la faction-ul ăla și-ți faci. Și te rani și protoși, ce vrei tu. Mă mai jucam așa, când mă jucam cu aia eu. Și aveam unități la toate faction-urile cu aia. Uite că asta și-a făcut baza la loc aici, jos în sud. Uite, e pula mea. Ce marta a loc cu aia. Nu și-a făcut ea. Gata cu aia, nu mai are bază. Hai să deschidem și noi ruta pentru băieții vesel, nu? Mamă, uite-l pe ăsta cu aia. Cu ce dalea cu aia. Ce țeapă mea, băga mea și pula apă, mă. Uite-l pe ăsta, pula, și-a făcut tot, ești nebun. Cu Defiler, cu dăia, cu Taliș, cu... A, cu Scorpion de la pulă, cred că-mi lua... aia. Da, e posibil. Sau cu ăla-i dădea consume, nu, cu ăla-i dădea consume și mi-o omorăm. Game și pula, mă. În mota! Să te-ai full mana, a? Ia ce frig e în casă, ce pula mea se întâmplă cu aia, cu... ce-i așa frig? Hai, mai dă. Da, nu? Da, ha, nu? Aude-o. Cu aia dă-mă, e bine, dă-le și țeapă de unde, pula mea mai... ce mergi, bă? Să vezi că la galben încă mai e, cred că e și... dar uite, am căutat, deci partea de jos a hărții este goală. Am căutat eu acum. Du-te cu bază și fă-ți acolo să-ți faci bine. E, nu mai fac bază, terminăm de acum. Tu termin cu alea și mă ieși și ăla în viață, mă rog, ăla, pula mea. Ăla au mai puțin ca mine, dă timp, pula mea, mai știu. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dacă ai StarCraft 2 instalat, putem să ne jucăm, e bun, putem să ne jucăm, că îmi place cum arată, nu de altceva, adică îmi face plăcere. Da, vezi că... ăla e moaca, nu? Tot full? Da, e moaca, moaca, dar eu am jucat cu un prieten de-a meu. Că eu am jocul cumpărat, el o juca moca și am putut să intrăm la ranked pentru că l-aveam eu plătit, înțelegi? Aha. Adică tu cumva dacă l-ai moca, nu puteai să joci pe construială, puteai să joci doar custom games. Nu puteai să joci ladder, cum ar veni, știi? Matchmaking. Dar pentru că aveam eu jocul cumpărat, putea, frate, ne jucam pe ladder cu aia și ne-am jucat o leacă. Nu știu, eram silver, nu știu ce eram, băteau ăia, băteam și noi pe unii. A fost amuzant. Mă, uite câți arconi are ăsta, pula. Știu, știu, știu. Dar gata, nu mai am o să fugă. Vine cu dat pe mine trăsnetul ăla, frate. Doamne, era să moară toată odată cu aia, mă rog că am auzit. De câte canoane ce are ăsta aici? Uite, frate. Vezi că vine la roșu cu aia, de respira greu. Vine la... Mamă, ce mi-a dat! Da, Zergu-i gata, nu mai are. A, bă, da, uite-l, că-și face jos și-l bate teranul, uite, în dreapta cu aia. O ieșit în sfârșit și teranul ăsta, am puțit din bază. Bă, dar cât mai ai, mă, să câte tale ai cu aia să-ți construiești? Tu te-ai morții, mă, tică, ți-am distrus la piloane de mei și mie pe ochi. Gata, Zergu, mi se pare că el era player for. Baaa, pula mă, ăsta. Tu mai știi că ar fi StarCraft Dero? Dar nu știu dacă e aici Dero. No, sir. Te-l pe ăla, pule. Cu ce tale... Eu bat și eu protos aici în stânga care e bază. Te-l pule pe ăsta ăsta, mă, încă mai are. N-ai curent să dai pișe, mă, și pe familia ta. Vezi,
Vezi că a făcut și ăla maru. Da, și asta e, vezi, dar vezi că vezi că protosul ăsta și-a revenit. Și el și-a făcut expansion cu aia, a jucat Abyss Ionos. În loc să-și facă... Da. În loc să-și facă unități și așa. E, da, căcat. Mai joci? Sau te băi, la counter? Vezi dacă... Nu, nu mă bag încă la counter. Dar vezi dacă ai 2 umani, să facem un meci de 2, așa. Da, ți-am zis, nu știu ce să zic. Ia să vezi, stai. A, bă, da, poți să-i dau 3. A, 2, din câte știu, e bun joc, ca și mă zic. Da, nu, e... Gândește-te, na, că pe ăsta e vei chiar. Nu, nu. Ia, bărbă, bătul la... până la bută, să-ți lasă-o nasoală. Intru și-o în 2, imediat. Zi, nu only, eu ziceam... dacă dau... nu știam dacă îl mai am instalat, înțelegi? Că la un moment dat am șters niște chestiile prin calculator, pentru că nu mai aveam spațiu. Cât e ceasul, fata mea? Pe nasul. What the fuck, bleat. Ce faci? Cauzi, treaba. Că nu ești pula în el. Ce cuba? Dar nu știu cu aia, că ăștia în România sunt bolnavi cu aia, sunt bolnavi la greu. Au apărut aici, a plăci video, dar numai 3090 și numai 1800 de lire. Și 6900, care n-am vrut să o iau la 1100 de lire, am mai 1600 de lire. Ce-i cu tine pe Discord, Alex? Am... I fucked the pooch, se zice. Ai spălat putinea? Nu, nu, nu. Am făcut cățelul mic. Cățelul mic. The pooch, da. Am dat să instalez Windows-ul pe laptopul nevastă-mea asta nou. Aha. Ce-ai greu? Mi-a zis că n-am MBR, îmi trebuie GPT. Fut pe masa în gură. Și am zis că las că mă descurc eu. Am deschis partitioning tool-ul și am schimbat tipul de la MBR la GPT pentru stick-ul cu Windows-ul pe el, nu pentru calculator. Pentru laptop, știi? Și de aici, ești ce s-a întâmplat. S-a dat pula peste cap. M-am enervat. Mai înainte a fost nevastă-mea aici, chiar mă așteaptă de dimineață. Sunt într-o instanță contra timp și trebuie să mă mișc foarte repede, dar nu o să moară nimeni dacă îl scot 10 minute de timp, biserica, măi. Băi, dar ce urât vorbesc, Andy, du-te în gâtul, măi. Iar. Ce joci cu, bă? Șept. Ce-ați făcut aseară? A scos-o la capăt? I-ați văzut pe aia sau? Nu, nu, m-am gândit, n-am mai zis nimic, am ieșit. Am înjurat. Și am văzut incredibil, mă, cât damage văd de alea.
PV. Văzut că are un lag în PV, se dispar mobii, se teleportează, am văzut. Păi joci în lumea clientului, știi? Adică n-ar trebui să aibă un pula mea. Bro, the hawk is back. I think we may have unfinished business. We're nearby. Let's mind your shoulder, Dudu. We'll run the perimeter. Keep them from closing you in. Affirmative. We'll lead the way. So, acum are face take-o? Am terminat, acum dar sunt. Mă, el e sunt în discard. Nu, nu, am băgat, am formatat, am pornit. Așa. Am ales USB. Acum sunt în command prompt, cum mi-ai zis, o mers cu Shift 10. Ce fac acum? Așa. Și vezi și să partiți select text ca să o convertezi. Disc part. Legat, nu? Disc part. Ok, list, care era list disc, nu? Da, list, type list, pause disc. List disc. Ce, mă? Oh, ce bine e că nu okay. Mi s-a subțiat stomacul. Disc 0, 476 de giga, disc 1, 58 de giga. Ăsta cu 58 de giga e cel... Da, disc 0 dai. 0, și trebuie să-i dau acum select, nu? Și dai, da, select disc number, select disc și ai... Disc 0. Așa, și după aia dai enter și după aia dai clean. Nu, dai clean, parcă prima dată și după aia dai clean. Enda clean. Clean. This part is sitting cleaning the disk. Așa, și după aia disk part prompt type convert GPT. Asta n-am făcut. Cum disk? Și după aia al șaptelea pas e screen. Da, doar convert. Convert pauză GPT. GPT. This part successfully slobozu din păr. Ok, tăi, rip, căcat iar. Ies din asta, da? Da, e de acolo și... Stau nou. Auzi, Florin? Ești ce mă gândesc? Cred că Andy s-a sabotat inconștient. Ca să mai amâne miștou făcut de nevasta, că la aia o să vadă mai bine. Only putu-s capul ăla de lemn. What? Acum mi-ar apare o singură partiție. Păi da, partiția Windows-ului. Ai un singur hard în laptopul ăla, de 512 atât are, am văzut. Da, are 512. Așa, și fă două partiții. Aoleu, i-am dat nu și mi-a creat el trei partiții. Da. Una de 100 de mega, una de 16 mega, care-i muscle backup-uri, așa, și a treia? Și a treia asta mare, de 476 de giga, și acum butonul de Next este activ. Pupava și pulele voastre. Nu dai Next, nu da, mă! Am dat. Păi, pula mea, și tu, băi, ești nebun. Păi faci o singură partiție cu Windows, cu jocuri, fă una singură, trebuia una de 120. Dar poți să fac și mai păi nu mai poți faci dacă instalezi Windows-ul, știi, pierzi iar Windows-ul, mai instalezi odată. Acum se face. Nu, pe bune zic, adică... Da. Windows, faci o crazy cu, adică împarți hard-ul două. Mă joc ca un dobitoc Lineage și nu sunt atent. Și asta mă face să fiu un nătărău.
Nu chiar dacă poți să te fii intenționat. Corect, corect, corect. Șterge iar, delete. A, n-ai idee cu Bacătan Stasă. Ne rugăm de el să învețe, să pună singur, să... Păi da, nevoie că învață. Așa eram și eu, doar că eu luam banii. A, trebuie să intru iarăși. Trebuie să șterg iarăși tot, toate partițiile. Mă, că durea imediat, îi dai create. Nu, că nu mă lasă să dau new. Păi nu, dai delete, dai delete. N-am nici delete pe el. Trebuie să ai. Băi, nini. Delete partition. Create, după aia. Windows 10 Pro. Next. Accept the license terms. Next. Custom install Windows only. Nu, delete nu este activ. Dar ce ai acolo? Ce ți apare pe ecran? Nu mai apare nimic. Nimic din act nu e activ. Păi refresh, delete, format. Am trec. Da, tati. Cu ea selectată. Așa. Zgri toate butoanele. Dacă mă duc pe partițiile celelalte, care sunt de backup, alea sunt active. Pe alea poți să le șterg, să le păi formatezi. Trebuie să decreate partiție. A rămas noi create. O să dau shift 10 din nou și o să refac aia. Nu mai mă, că ți apare tu e altceva, te grăbești. Nu am opțiunile de format sau delete sau de create new partition pentru partiția de 476 de giga. Și aia ce ți arată la 476 de giga? E grayout? Grayout tot. Doar butonul de refresh este activ, care dacă l-am pus, îmi apare totul grayout. Da, da, acum nu mai e cu GPT, că acum el îl vede. Create partition, știi? Trebuie să-i formatezi întâi. Partiția, știu, dacă nu, și... Dar nici de formatat nu pot, de asta zic. Formatează-le pe toate alea mici. Dai delete, delete, le iei pe toate și să le îmbini iar. Mare. Delete. Dă-le la toate, delete, delete. Delete. Format în listă. Da, să ai... Să ai... Cum dracu, era unlocated space. Da, unlocated space. Și-a rămas la fel, a rămas în listele, am dat delete tot aici. Ok, așa, acum poți să creezi? Nu. Dacă l-ai spert, atunci reîncepe iară, dai reset și vezi dacă te-a mult. M-am luptat și eu l-am dat cu chestia asta mult. Că nu-mi dădea și nu-ți dă vreo eroare de aia cu 0. Nu. Deci tu acum cum te lasă să instalezi Windows, după ce partiți? Păi nu mă lasă, nu mă mai lasă. Mai bine îi lăsam o partiție de 476 de giga. Da, tu crezi că nevastă mea o să stea să-și instaleze, acum asta aș mă gândesc. Trebuia să dau drumul așa, nevastă mea nu stă să instaleze partiții diferite, el pune toate într-un loc. Și într-adevăr, când s-a făcut Windows, a pierdut tot. Dă-te mă, intră iar în command prompt. Cred că trebuie să refac mizeria asta în culo. A, trebuie să refac partițiile. Da, fix mai încercat așa. Uite, acum mă lasă să dau next, dar nu mă lasă să... Pentru că nu ai cantitate. N-ai mărime hard. Ba da, o am. Acum pot să dau pe ea. Aia de 400. Da. Așa. Să instalez pe ea, dar nu mă lasă să dau new. Dar eu... Ce zice? Nu zice, sunt toate grayed out. Acum au apărut doar load driver. Am disk 0 unallocated space și disk 0 partition 1. E disk 0 aia, trebuie să-i faci allocate space.
fly. Ok. Și mai fly. Da, zi. Nu pot să fac încă o partiție. Am disc 0 partition 1, disc 0 partition 2. Partition 2 e la cu 476 giga. Așa, și de pe ea? Da. Și pe aia ce pașe? Grayout, tot. N-am nicio opțiune pentru el, dar pot să dau next să instalez Windows-ul pe ea. Dă-i next și instalez Windows-ul pe ea. Trebuie să-l creezi partiția. We couldn't create a new partition or locate an existing one. For more information, see the setup log files. Pufutus, borții mati. Intri iar cu F, cum am zis, am zis, Shift F12, ce am zis? Shift F10, așa. Disc part. Da. Disc part cu texte. Și numai bine mă duceam și deam 1 milion la 1. Puteam să joc și eu liniștit la aici. Ce asta e adevărat? Da, tehnic și cartul. Asta e Hallowed Grove. We were transported to. There was a spike in paracausal energy. I think the traveler is showing its hand again. Zici ce faci, că zic de exact. List disk. Delete partition, select disk. Disk, stai așa să vedem, 0. Așa. Clean, nu? No? Nu, no, delete partition. Delete. Delete doar... partition. There are no partitions selected. Please select a partition and try again. Select, so, băi, deci dai select disk 0, da? Am dat. După aia select partition 1. Ah, select partition 1. Așa, după aia delete partition. Delete partition. Așa. Successfully deleted. Exit. Type exit. Exit. Leaving. Ok. Așa, acum disk part exe. Acolo. Command prompt. Gat. Disk part. Punct exe. Da, 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 nu trebuie să mai pui exe. După aia select disk ce ai tu. No, list. List. No, select disk 0. A, ca să nu mai scriu atât, ok. Select disk 0, da. După aia scrie clean all. Clean, clean all. Clean spațiu all. După aia dă-i, dă-i end. Clean is not allowed on the disk containing the current boot. Virtual disk service error. Dă-i disc part în... Da. Da, da, disc part, part. Așa. Dă-i după aia list disc. Da. După aia list volume. Da. Și ți-a apărut? Ți-a apărut part volume 0 litera E, volume 1 litera D. Volume 1 este USB-ul, volume 0 este cu FAT NTFS fără nume și partiție de 476 GB. Hai, trebuie să-i creezi nume cu aia. Nu are men treabă, nu-i trebuie nume, ba, trebuie să aibă litera asignată. Păi literă, literă. Pe nu, are literă, are litera E. Ok. Și îmi spune că există un disc 0 care are GPT. Asta o avem, e făcut. Așa. Ne arată în listă. Convert to assignated, this part așa, create basis for standard grade, volume. Create partition primary. Create. O pauză. Primary. Partition primary size. This part succeeded in creating the specified partition. Deci,
asta așa, create partition primary size egal și dai mărimea. Size egal 220 de ori. No usable free extent could be found. Maybe that there is insufficient free space. Păi nu un megabyte, îi spun? Ba da, un megabyte. 41 de giga, 100 de giga, 120. O mai creat încă o partiție care se cheamă volume 2, n-are literă. File system este RAW și are 116 mega. Da, așa le face. Face niște partiții scurte pentru. Ok. Asta e primary partition. De 116 mega? Mhm. Păi trebuie să fie mai multe de primary partition. Nu, primary poate fi doar una. Per disc. Nu, no, le vede pe spalea tot primary. Partition. Dar nu, stai că nu-mi spune dacă e primary sau nu. Spune doar că e RAW. Assign the volume of drive later and format it. A, pe asta e așa că s-a schimbat o chestie. Disc 0, ăla cu GPT, îmi spune că are size-ul de 476 de giga, free 0 bytes. Select disc 0. Lasă-mă puțin. Format, selectă volume. Ok, atunci, volume. List volume. Format. E. Argument specify for format are not valid. Type help format. Okay. Vrei să încerci să faci, să pui literă la hard, după aia e format quick? Hard-ul are litera E. Tocmai ce ți-am spus. Nu există litera C. Format. Hai să vedem ce mai avem aici. Băi, iau de la început. Da. Uite că am create partition. Create partition help if extended logical primary. Create partition primary help. Arguments specified are not valid. Help create partition I inverse help smorții mă, create partition primary. Ia zi, ce argumente suportă ăsta? Size of the partition in megabytes. Correct. If no size is given, the partition continues until there is no more unallocated space in the current region. Adică, aoleu. Hai că facem altfel, că știu o șmecherie, putem să dăm delete la un obiect. Deci o să facem așa. Delete, enter, delete, disk, 0. Dar de mă specify doar nu. Help, delete, disk. Help, disk, delete all simple volumes of disk, ok. Delete, disk, 0, override. Ce pizda, măi? Am mă iau de la început, iar crei disk part. Da, îs în disk part. Disk part este un tool. Da. Și sunt în el
Deci mă joc cu partițiile și cu volumele din partiții. Type list disk. The list disk. Da, nu. Ți-a apărut toate disk 0, da. Nu? Exact, disk 0. Îți mai spun o dată. Are size? Free 0. Pentru da, că mai înainte... Zero. Dar size-ul? 476 GB. Ok. După aia ce mai ai sub disk 0? Ai disk 1? Disk 1. De 58 okay. GB. Care e stick-ul. Așa. Ai și disk 2? Nu. Ok. După asta scrie așa. Drive. Select. Nu. Cum zice? Select disk 0. Da, man. Eram pe asta. Ok. Și acum mă gândeam să-i dau delete. Dă-i clean, atât, clean. Clean is not allowed on the disk containing the current boot system. Page okay, file. Dă-i create partition primary. Partition primary. Mai este vreun argument după primary? Nu. Primary. There is not enough usable space for this operation. Pentru că am creat deja unul. Ok, format the drive. Format EFS, format client percent. Format. Da. NTFS. Apasă pe S. Da, nu merge. Scrie assign, asta să iei ligână. Da. Și dă-i ce? The argument specified for this command are not valid. The traveler brought us together to rebuild Hawkmoon. We fought Savathun State. Da, assign, letter, egal, ce? Da. Nu, nu merge. Reforged in the light. For a purpose, I think I understand what mine is. There is no volume specified. Delete partition? Delete partition. There are no partitions selected. Da, list part, dă-i list partition. Da. Și am două partiții. Una de... Select partition... Care? 1. Unu ea e de 116 mega, a doua ea da, e da, dă-i mă unu. Select partition 1. Da. Și după aia scrie delete partition. Successfully deleted the selected partition. Ok, acum dă-i select partition, ce ea e altă? 3. Dă-i 470 giga, da? Da. Aia, dă-i. Select partition 3? Da. Create, delete partition. Tu zgura, mătii! Partition, spațiu 3. Da, selected. Delete partition acum. Partition. Bravo, mă, Florin. The device is in use. Virtual disk error. Stai așa. Stai așa. Dynamic disk, you can override. Delete volume. Command instead. Delete volume. Is in use. Can you stai așa, metod 2, disk. Nu. Zici disk in use? Nu știu, mai dai un restart. Și-i pun iar stick-ul. Vezi ce zici acum. Disk part. List disk. Acum îmi arată disk 0, îi GPPT, dar free are 116 mega. Bagana și până mă select disk 0 list partition
Select partition 3. List volume. Select, ia să vedem dacă merge așa, select partiția volume 0. A luat spus 0. Ba da, ba da, ba da. Este. List V disk. Don't know what should this perfect list volume. Delete. Delete volume. Zinius. Delete. Delete. Format. Edu. Format fs egal at fs label egal volume. Nu mai merge nimic. Nu mai merge nimic? Deci nu m-am dus eu mai departe. Dă-mă restart și bagă stick-ul, iar vezi ce zice ăla să instalezi Windows. M-ai auzit, Andy? Da, am dat restart. am dat și pe down, mă, da, n-aș până. Ok. Cu F12 mă duceam. Selectăm USB device. Butezi, da? Da. Păi da, zi-mi ce faci tu acolo. Ah, am apăsat pe install, setup is starting. Așa. Și stă. Stat. I don't have a product key. Așa. Windows 10 Pro. Așa. Se mișcă un cur. I accept the license terms. Custom install Windows only. Și acum pot să folosesc partition primary, mi-l arată. De 400. Da, da, da. Dă-i pe el. Da? Poți să-i dau format sau delete. Dă-i... Acum de acolo. Vreți poate faci de 10 giga, da? Bine, mă! Pu! Pula, măta! Cuipă! Gata.
Am scuipat. Mi-a făcut una de 120 giga, acolo instalez. Și una de 359 și lua asta de 359, pot să-i dau acum new, îi dau OK apply ca să-mi pună file system-ul pe ea. Păi de ce să-ți pună file system-ul? Ce păi file că era unallocated space de asta. Da, să create, dar vezi că nu ți-l, să nu ți-l instalezi acolo, am Windows. Nu, no, nu, no, nu, no, păi acum. RAM 2? Așa știu că are ăsta. Ia dă-mă serial. E laptopul care ți l-am trimis eu, Andy? Identic ăla, ăla da? Care l-ai trimis. Așa, dacă vreau să fac ceva. Da, țineți minte că el copie de pe stick. Bine, stick-ul e 3.0, deci ar trebui să miști. Ai coai, da, ai, ai răbdare. Uite la ceas, 17 și 17 minute. 17. Ce cu tine? Getting ready? Getting files ready for installation, de bani la 57%. Da, coai, stai să vezi ce fel se instalează. E 57? Păi el se instalează, la 100% s-a instalat. Băi, ești nebun? Windows needs to restart to continue. I was a nerve center for these Vex. Hit it to buy yourself some time. Și acum nu mai dau eu pe ești. Nu mai, nu, 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 poate să poți scoși stricul. Da, ce m-am s-o furtut. Ce? Nu știu. Cred că pentru că am scos stick-ul în timp ce a dat treaba. Nu mai face după aia, după ce de restart. Mai răbdare și de două restart. Eu mereu îl scoteam la primul restart. Aia își face treaba în fundal după aia. Are NVMe. Ce înseamnă asta? E hardul ăla rapid, și mai ai un slot din unul, să mai pui unul în NVMe. Ia. Exiting books e molos și lateral. Te-a dat eroare? Oh, n-am fost atent. Mi-a arătat, dar și-a luat restart. Da, și de mult restart. Hai, dar ce baie fac după asta. Oh. Sunt... Legion get in grid. Legion e numele laptop. Păi da-i laptop Legion. Auzi, dar când joacă Fortnite, joacă cu construcțiile alea, se descurcă? Bibi nu, Nati da. Bibi nu construiești. Îți dai seama că ai nevoie mult mai mult de, mult mai mult de action per minute pentru alea, să faci toată alea. Da, 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 da. Știi că trebuie să-ți iei driverile, da?
Ai pe laptop. Ah. L-ai, ai dat cu... Dar văd că e automat, îți scanează singur și îți instalează Lenovo. Actualizarea automată a driverului. Stai că nu, el îți dă restart în continuu. Dar nu intră noi. Poate, doamne. Chiar așa. A, nu, la început îmi arată datele alea despre sistem. Al patrulea restart. Păi și fără nimica? Nu se întâmplă nimic? Fără absolut nimic. Și de restart. Dă-i, vezi ce... Dă-i F12 ce se întâmplă restart. Da, dar nu-mi dă nici... A, gata. Uite, la al patrulea restart a apărut screen-ul de Windows, just a moment. Da, multe restart. Dar de ce morți măsii? E conectat la net? Nu. Nu, scuze. Let's start with the region. Is this right? Oh, pe batangur. United States. Is that what United States? Tu, bă, cu banii, de ce mi-ai făcut? Nu, pă, cu calculatorul tău. Mă conectez la 5G sau la 4G? La 5G, nu? Dar de ce să conectez la 5G? Că e mai puternic semnal. 5 GHz. A, 5 GHz. Pe wireless. Conect. Care-i parola? Vai, spam. Sau parola ce? Eu nu știi ce ți-ai pus? Pe 5 GHz ar trebui să ai vecini care nu au, nu... folosesc device-ul, nu are, nu au rutere de 5 am nimerit-o. Și s-ar... Pentru cum se cheamă? Sănătate. Da, acum trebuie cont. Trebuie cont de Microsoft, probabil, nu?
Da, ia peste de acolo unde să faci tu cont. Create account. Create your account. Eu m-am băgat în PUBG Ranked la solo. La solo? Păi dacă nu avem squad de 4. Now to ensure the highest quality games, matchmaking may take 5 minutes or more. Da, îți curios cât, cât îți ia. Ne-am uitat la beta, în timp ce aștept să mă bagi în loading, mă pot să joc practice area. E beta feature. Nu pot să cred, am ghicit parola în nevoastră. A ghicit-o? Da, da, da. Dar și m-a băgat în joc. E bună, e foarte bună, să știi, mai bună ca X570 pe RAM și pe procesor. În schimb, n-ai pileout, aveai două sloturi de NVMe Gen 4, pe aia ai doar unul. Ce metru e mai bun pe placa asta? Ce bluză are pe aia, Esca? Pe aia am pis 2 ore aici, nu? Da, tăreasă. Use your phone from your PC, remind me later. Deci la nivel de servicii te fute în gură Microsoft cum îți bagă pe gât tot. Cortana? Ești agric cu Cortana? Da, da, da. Hai. They're getting everything ready for you. Să robozul din păr. This might take several minutes. Nu ai nimic, mai fac o tură de farm. Și m-a zis, mă, cu șurează două frate, băi. Put pit. Ai vândut-o activat al meu? Nu. Modelul de săraci. Ai scos key pe CD keys pe alea cu 5 lei. Serios? E Windows, da, stai. Și-s bune sau-s doar în astea făcute? Mă, scheiuri, cheiuri, dar ideea e că n-ai schimbat, că e pe placa de bază. Când schimbi placa de bază, pe laptopul ăla aia moare. Că e aia, de câte ori instalezi, automat. Îți dau eu ceva, Andy. Leave everything to us. Dar nu știu dacă e bun. Dacă e bun.
mai are sens să vă spun. Vă mulțumesc frumos. Fără voi, cu siguranță, mi-aș fi băgat pula. Ei, pula. Pula. Dar de câte ori am făcut asta data trecută? Câte luni ai stat cu mine? Am curățit setele acolo. Da, nu mai zi asta. Ne-am rugat mult. Și încă o dată vă mulțumesc frumos că aveți răbdare cu caracterul meu de muist. Dacă erai muist cu aer, nu mai aveam noi răbdare, trebuie să stai liniștit. Cu siguranță. Eu stau să țip la voi când voi vreți să mă ajutați. Și, și comportamentul ăsta de... Da, știi ce am grădină, nebunule. 5 minute 45, nu m-a băgat în meci. Ce că știi ce aveam în grădină? Păi da. Ce cățăle! Cancel. Andy? Da, te rog. Ia, încearcă-le. Da, mi-a dat only ok și a mers. Nu știu, da. Mai merge, nu merge, dacă-ți bate, nu-ți bate. Vezi care-ți merg. Acum ce să zic, bagă la tine, bagă la ea prima dată unde vrei. Dacă poți să bag la ea? Te rog, și zic că de la tine, că tu mi-ai zis. Dacă sare la bătaie, că dar ce faci, bă, ești nebun? Sare așa pe mine, zic, bă, dar unde mi-a zis să bag la tine? Cum adică? Ce cu tine-i fata? Lasă că dacă faci cum trebuie, o să... Nu-mi cine stă de la noapte cu cocarul în sus? Cu cocarul în brațe, că e momentul ăla. Da, am înțeles. Cine stă la noapte și bagă Yamaha R1? Motoretti! Salută, Varz, am băut la apă, sunt bapla. Chiar unde, cum ești cu sănătatea? Bă, momentan încă am niște dubii legate de cântar. Că de nu cânta. Cred că mi-arată cum trebuie de fiecare dată. Dar dacă arată cum trebuie, am cântit vreo 5 zile. M-am și obișnuit cu... tipul de mâncare, cu programul ăsta de mâncare, chiar nici nu mai mânc așa mult, sunt să micșura și stomacul. Ok. Și... da, am mâncat și capotul. Și acum ce să zic, că nici nu mai e foame așa ca înainte. Așa des sau? Da, mai ales dacă mănânc seara, depinde și ce mănânc, știi? Dar hai să zic acum că sunt o lună jumate, cred că de vreo 5 ori, să zic așa, când am fost foame seara, după ora 10 încolo, dar nu, mă simt mult mai bine. A mea face și că aș mai mânca ceva, după ce mănânc, dar mie chiar mi-e fan. Și de multe ori stau lângă ea, când ea dacă vine mai târziu, mai stăm de vorbă, știi? Da. Dar nu am nicio treabă să zici că am sentimentul ăla că îmi plouă în gură, că îmi fac foc, nu? Adică dacă te uiți la ea, îți plouă în gură. Păi nu, că mă... Mă uiți. Cățăl! Ești cățăl! Da, mă, înțeleg. Nu mai știu, săptămâna trecută parcă sâmbătă. Mâncam mult. Mama și mă tot mă dorea să mă apucă de plin, era... Nu mai avusem de mult senzația de plin, așa, știi? Iar o oră m-am urât. Ce ar trebui să fac ceva să mă am mâncat ca porcul. În ultimele luni. Andy, eu să încerc ambele poze ce ți le-am dat și să-mi zici, te rog frumos, dacă a mers vreo una sau niciuna. De acord. Mie îmi spune, it's taking a bit longer than expected, but we'll get there as fast as we can. Vă sunt bine, ne reprezint.
A tu ce joci în destre? Am faci toate.
Ghiși ce? Ia zi. Am ajuns la calculator și sunt în Windows. Așa. Dar în dreapta mi arată un ecran și scrie Browse this web with Microsoft Edge. This browser recommended by Totem. Da, mă, Edge-ul. Vor să fac reclamă la Edge-ul lor. Și uite, așa am instalat Google Chrome. Păi, și dai default. Hai. Deci se mișcă așa de greu? Man, deci merge foarte, foarte greu. Păi trebuie să-ți instalezi driverele. Your battery is running low. Photos. Stai să duc încărcător, stai. Da, de-asta se închide, man. Mă auzi? Te aud, te aud. Da. Așa cum am tot spune, instalează, ba, Dolby, driverele. Ba... Nu, lasă asta, instalează-ți driverele. Stai așa, control A, Chrome. Download Chrome. Download Chrome. Set and install. Am primit de la muncă un Mac, v-am zis. Da. La pula ce mi-e piste mână să lucrez cu el. Da, e super șmecher Mac-ul meu în materie de rapiditate și de a organiza informația. Mamă. Da. Da. Și e foarte rapid, chiar dacă ăsta are vreo 3 ani, zic băieții. Nu-i merge touchpad-ul. Plans că nu fac figuri. Iar azi am aflat că perioada de probă mi-a fost redusă de la 3 luni la până luni. Și urmează să mă duc să semnez actele cu ei. Le-a resetat contoarele mele. Ce-a reușit să fac cu două echipe de-al lor. Ia ți-am zis, eu meu Mercedes. Eu ăla. Ăla de-o. Și acum, hai să căutăm drivers. Intră pe Lenovo, ce e, că îți dă un... ceva automat de căutare. Lenovo Sport. Și instalez ceva și îți downloadează automat ceva. Ah, uite, pe site am detect product. What the fuck? Service bridge. Automatically scan your product, find its name and serial number, as well as provide diagnostic information and personalized driver and software updates. Mega cool! This application is necessary to use following feature on the Sloboz. I have read. Download. LSB setup. Ce dracu e ăla? Așa se cheamă aplicația. Bun. Finish. L-au recunoscut, frate. Andrei Warranty. Dar de ce m-au pus să downloadez o aplicație și după aia mi-au arătat o pagină? Cu laptopul nou? Dar mi-a dat și un serial number, și machine type model, și operating system, nu era, nu ar trebui să fie aplicații desktop. Nu știu. Ok. Ce faci? Current service and support. 27 de luni mai are garanții. Până în iunie 2023. Drivers and software.
start scan. There is no system update application installed on your computer. What? Păi numai înainte am downloadat-o. Da, se da. N-are download să se amede. Nu, nu pornește aplicația asta pe care v-am dat-o de noi. Hai să dăm run as administrator. Nu? Nu. Man, dacă era ușor... Corect. Insta. Barracks, Praxis is down. We're finishing up here. Ia să ascultăm noi melodia. V-am dat melodia de la DJ Khaled? Nu. Cu Fat Joe, care nu mai este Fat. Khaled, Fat. Joe asta. Asta e fraierul? Fine. Vă las unde suntem toți. Dar general? General. Mi-a scris only ceva. A, mi-a trimis. A, mulțumesc oameni. Cheile, trebuie să... Da. Da, ia dai click dreapta pe display și intră în Nvidia, este în 144Hz? Display settings... nu display settings, Nvidia. Nvidia control panel. Mă pune să instalez. Trebuie să instalez și de la Nvidia driverile. 120Hz. Hai, de 120 atât, da. Dar selectează, te lasă 144, nu? Nu. Dar ce, ăsta poate 144? Nu, ăsta poate 120. Știu, 120, da, nu mai știu. Da, 120. Update drivers. La Nvidia, nu? Nu, la... Lenovo. Install now. Doar la VLAN, la Realtek și Nvidia VGA. Nvidia, da. 151 de mega, wow. Ce-i mult sau puțin? Păi... restul de... 1 mega, 10 mega. Pe Google. Ah, ok. AMD. Și după site, în pagina de la AMD. Se intră pe AMD? Da, oficial. Ați auzit zâmbetul nevastră? Și crea că palmele ca un copil mic. Drivers in support, da? La AMD, da. Uh-huh. Și ce să fac? Downloadez aplicația lor? Autodetect? Da. Install updates? Da. Aia că la laptop, nu știu. Și la Nvidia e simplu. Da, dar AMD-ul e pentru procesor. E chipset-ul. Eu iau și chipset. Install. Oops, something went wrong. Radeon software install cannot proceed as a Windows update is currently in progress. Aha. Close. Deci trebuie să-l aștept pe ăsta. Uite, a făcut update-ul la Nvidia, a făcut update-ul la VLAN și acum face update-ul la Realtek LAN driver. Bomba. Și atât, nu mai trebuie și altele, nu? La AMD chipset-ul ăla e important, foarte important și nu știu la
ce chipset ai pe placa din bază, știi? Driver update is completed. Rescan or manual update? Rescan. Dacă nu se vede Lenovo ăla... Totul e up to date. Hai să vedem acum. AMD-ul. Închidem asta. Da, degeaba l-am închis tot smarți. Google Chrome. Downloads. Show folder. Radeon. Instalează jocul, mouse-ul, ce ai tu acolo. Ask, jocul știe ce înseamnă, zis singur. Da, instalează chipset-ul acum. Ok, AMD Processor, Power Management, le instalezi pe toate, da? Instalează ce zice ăla, dacă vrea. Install. N-am mai avut AMD din liceu. Vezi că spune, am văzut. Mi-am dat la unul în cap cu Monsino, dar știu ce s-a întâmplat, Andy. Bravo, tati. Și am luat Vesta level 3 după el, cu rată, nu ne-a atins. Mai sunt 15.